Vom vedea trei moduri prin care alcoolul dăunează creierului. Primul mod micșorează volumul creierului. Oamenii care beau doar una șapte băuturi pe săptămână au creiere mai mici decât cei care nu beau, potrivit unui studiu realizat în 2008 la Johns Hopkins, care a apărut în Arhiva de Neurologie. Aceeași cercetare a constatat că persoanele care beau două sau mai multe băuturi pe zi, creierul se Contractă mai mult. Modificările creierului pot apărea de vreme. Un studiu din 2020, din rapoartele științifice, a constatat că consumul moderat de alcool a fost asociat cu un volum total mai scăzut al creierului la vârsta mișlocie timpurie cu vârste cuprinse între 38 și 45 de ani. Atât la bărbați, cât și la femei. Cercetările în neuroștiință cognitivă în dezvoltare privind adolescenții și consumul de alcool au arătat că cei care au devenit băutori în răiți între 12 și 17 ani, comparativ cu cei care nu au consumat alcool, au pierdut și mai mult volum de creier în timp. Când vine vorba de creier, dimensiunea contează. Al doilea mod, reduce fluxul sanguin către creier. Scanările cerebrale ale consumatorilor de băuturi abundente arătau un flux sanguin total redus către creier. Creierul folosește 20% din fluxul sanguin din corpul dumneavoastră și este esențial pentru o funcție sănătoasă a creierului. Atunci când nivelurile sunt scăzute, acesta poate duce la o listă de probleme: despălare, ceață cerebrală, luare de decizii slabă, probleme de concentrare, impulsivitate și multe altele. Este deosebit de important să știm că fluxul scăzut de sânge la scanările cerebrale este predictorul. Numărul 1 la viitoarele probleme de memorie și al bolii Alzheimer. SPECT este o scanare a creierului pe care puteți să o faceți dacă ați abuzat de alcool. Să vedeți în ce stare este creierul dumneavoastră. Al treilea mod. Provoacă atrofia hipocampului. Consumul de 1-2 pahare de vin pe zi, care este considerat băut moderat. Duce la atrofie în hipocamp, potrivit unui studiu de 30 de ani pe 550 de femei și bărbați, care a fost publicat în 2017 în BMG. Hipocampul este o regiune critică a creierului pentru învățare și memorie. În acest studiu, persoanele care consumau 4 sau mai multe băuturi pe săptămână. Aveau de șase ori mai multe șanse de a avea atrofie în această regiune a creierului. Cu o importanță critică în comparație cu persoanele care nu consumă băuturi, iar băutorii moderați aveau un risc de trei ori mai mare. Cercetătorii au observat că nu au găsit efecte bune chiar și în consumul moderat de alcool. Cel mai simplu este să nu consumați alcool deoarece este dăunător creierului și corpului uman.